Salutare voi și bine v-am regăsit la un nou episod de 5M. Suntem pe Server House România și în episodul de astăzi ne vom infiltra în mafia lui Bădescu, în mafia Blaț și vom încerca să preluăm putere. Avem câteva planuri. Lanțeta din episodul trecut l-ar fi făcut bătrân pe Bădescu și cred că toate lucrurile sunt pozitive pentru noi, gen. Băi, Andrei, mi-a venit o idee. Ce? De unde vii, mă, nebunule? Bă, e 5, e 5 dimineața, de unde ai venit la ora asta? De la casă. Nu știu ce să zic, băi, Jamal. Bă, ăsta a fost la Lanțeta, mă, am și uitat. Și? Nu știu dacă am numărul să sun. A fost așa cum am zis eu, ofilit sau? Adică ofilit, no. Corupt. Corupt? O rupt rău. Fii atent, lasă-o până astea, dacă avem altă dată, băi, taci. Ata poți. Mă gândeam să luăm pancuța cu noi și când intrăm în curte, să pară că am găsit-o pe acolo și că am răpit-o, înțelegi? Ca să nu se concentreze ei prea mult pe noi. Înțelegi? Exact. Dar trebuie să o și scoatem de acolo. Trebuie să o și scoatem de acolo, înțelegi? Da. Noi o băgăm, noi o scoatem cum ar veni. Cum am făcut eu? Nu sună prea bine asta. Cu lanset. Să trăi. Salut. Salut, Ana Fire. Hai să mergem să ne schimbăm. Hai. Mai știi hainele? Nu. Hai că știu eu, cred că. Luăm și noi ceva pe noi roșu și aia. Nu? Ce față are bombalul? Cred că da. Că strămură ochii, zici că ești biliboce. Ia fii atent, mă asculti? Da. Șachetă 90. Cu 2 era. După tricor 20 cu 2. Să-mi pun și eu ceva roșu? Nu, nu, că pe tine te prindem din el. Da, ce Andrei? Salut. Ce n-am, bebe? Mână, salut. 34, așa, pantaloni deci, 39. Așa, deci, băiatul cu 9. Da. Deci, la jachete 352. Da. Și încălțăminte 46. Cum? Deci, jachete de 350 calc, 30... cu model 2. Ce mască era, mă, doar? Așa, da? La tricou 0, la mânuși 21 cu model 0. O să te ajut cu ceva, bebe? Nu. No. Okay. Aliscor, mersi. Da? La pantalon 27 cu model 3. Nea, bebe! Da. După aia poți face o poză cu dumneavoastră. Sigur. Așa, la încălțăminte, 65 cu articole 1. Las că nu mai trebuie să așa. A, ok. Și pune o mască care vrei. Ce ai, Winnie? Winnie? Mergeți peste mafia, bă? Câine, bă! E mânâncă câine, băiți. Gata sunt, mergem? Hai. Zbor. Te pup. Mersi că avem nevoie. Bine, bebe, putem face o poză. Hai, repede, că mă grăbesc, hai. Vrei să-mi dau și cu masca jos? Da, vă rog. Uite ce șmecher sunt cu așa, zici că m-am antinerit, vedeți? Gata, mulțumesc. Te pup, să-mi dai tag pe Instagram, Pericol Gaming. Și mie, nu dau numele. Mafia, Italia. Prea de-atunci trebuie să te îmbraci roșu, bancuța. Eu v-am întrebat. Și de ce? Pentru că noi trebuie să te luăm cumva, să zicem că te-am prins acolo. Lasă-mă, oricum arată, atât bine arată. Dacă te-ar te auzi lanțeta, nu știu,
Ce-ai făcut, ce-i no. Scoate mașină, că eu n-am. Scoate mașină. Scoate odată că te pleznesc. Lasă-mă la volan. Hai, urcă repede. Vezi că ăsta fuge, să știi. Da, fuge pe naiba. Uite mă, ești nimbun la cap. Ia vezi că-s kilometriare, că n-au. 10.000. Hai, nu-i mai văzut. Și că trage, ești neauzi că trage, uite-o. Da mă, lasă-mă frâna de mână, vagabondule. Păi așa e frâna de mână, uite. Bă, lasă vrăjala, mă. Făceam eu linuțe cu asta. Cea mai tine și cea mai bună mașină din ora. Asta, mă? Da, adică pentru mine cea mai ieftină, că am luat-o la 30, că mi-a fost vremea când era 30 și e bună rău, 600 și ceva la oră. Ce? Acum cât e? Câți bani? Acum e 70-80. 80, mai mult. Nu avem frâne deloc la mașina asta, de asta zic că e gunoi. Până te obinui să o conduci. Da, e posibil și asta. Că și cu dosul gunoiului m-am obișnuit. Bine că nu zic nici nu, că ăsta e Audi, că dacă era BMW, poate, știi? Am și un Duster, dar a fost cineva, a făcut o fro cu el și o nenorocire. Dă-l încolo de Duster. Băieți, ce mergem la Bădescu, Duster, băieți, intrăm în curte așa. Poftim? Ce cu Duster-ul? Nu-l sufăr. Nu te, mă. Hai, de-o țară, dă-i. Bă, asigurarea mea. Nu zic, te rog, că trebuie să mă fac asigurare. De ce trebuie să duci? Să fiu într-o mai în palet, să fac asigurare. Ai văzut că m-am lovit? Da. Bă, nu ia. Rămâi un pic în capul tău, rămâi un pic în capul tău. Nu intrăm? Ce ai zis? Intrăm? Hai să intrăm. Haideți. O să luăm pancuța cu mâine sus, mă, și o să zice, mă, ia dă-ți bluză jos. Bă, ce magabont ești. Haideți, perfect, haide. Yo. Hai. Vino încoace. Gata. Șefule. Vino jos. Mamă. Am prins o pastă în zona aici, șefule. Unde e, măne? Unde e șeful? Dar ce ai pățit, șefule? Că erai mai tânăr. Ce s-a întâmplat cu tine? Nu știu. Bă, Cristi, vino jos. Bă. Am prins-o pe doamna. Asta văd. Lăsați-mă un pic, am îmbătrânit și nu pot să-mi dau seama ce s-a întâmplat. O duc pe domnișoară și o închid într-o cameră? Da, eu sunt aia care m-a luat de pe mine atunci, să-mi dă și mie înapoi. O duc pe domnișoară într-o cameră? Da, am ajuns, da, aici. Stai nemișcată, domnișoară, să nu te împușc. Da. Boșorogule. Duceți-o. Hai, vino încoa. Hai, mino. Bă, băieți, am îmbătrânit peste noapte. Fii atentă. Duci pe aici frumos, pe îndreptă și o să ieși pe la ușă când poți, dacă ne intrăm noi în casă sau ceva, ok? Ok. Haideți. Și tu un pic ai îmbătrânit. Haideți în casă, șeful, haideți în casă, tot să discutăm ce e probleme. Care e problema cu dumneata, șeful? Vrei să stăm jos aici la canapea? Am îmbătrânit. Care e problema, șefule? Cum te putem ajuta? Să mergem la doctor? Stați așa că sună la doctor, stați. Mamă, ce am îmbătrânit. Bă, băieți. Alo, să trăiți, domnul doctor. M-auziți? Domnul doctor, avem o problemă. Șeful nostru a îmbătrânit, domne. Veniți repede, vă rugăm frumos până aici, că... Se poate ajunge cu mașina sau pot să vin și cu elicopter? Cu mașina, cu elicopter, cu ce vreți dumneavoastră, dar veniți repede, că șeful meu are nevoie de ajutor. Unde
ești. Bine, o să vin cât de repede pot. Veniți, veniți repede, să trăiți. Mulțumesc, închideți dumneavoastră. Nu știu. Zici că am un deja vu. Acum am sunat șeful să vă ajut. Bă, mă auzi? Da. Bă, tu. Bă, mă auzi, nu? Cristi. Da, da. Bă, dar ce-mi bătrâni șeful, mă. Da, prieta, nu știu. Știi ce mă gândesc? Mă gândesc că cred că ar trebui să nu știu, să nu știu dacă mai poate să mai fie șef. Ce zici? Nu știu, da. Să mă bag eu sau nu știu cineva. Eu mă gândeam să fie cineva șef, nu, nu. Da. Gândeam să fie cineva șef, înțelegi? Mhm. Altcineva că e bătrân, dar stai să vedem ce zice doctorul și dacă nu, după aia o să trească să-l îndepărtăm. Că mă, nu mai poate să audă colegul. Bă, ia vină puțin cu așa. Bă, ce că șeful nostru nu prea mai e bun, așa, înțelegi, e bătrâne. Mă gândeam să ia unul dintre voi locul. Cred că cel mai bine iau eu, că sunt colider și nu. Uite, să ia domnul, colider, locul. Eu după bag alt colider. Da, nu știu. Hai să vedem. Nu zice rău. Hai să mergem. Băi, cred că reușim. Aolea. Hai să vorbim aici în spate la piscină, că nu mai prea aud bine. Stai să vină doctorul. Aoleu. Șeful vine, doctorul vă consultă. Dar ce-ai pățit, colegul? Nu știu. Cum am bătrânit peste noapte. Stai să mă uit dacă vine șeful, colegul. Înțelegi? O fugi, mă, încuța, că nu știu dacă o fugi. Doamne, ferește, șeful, așa ceva e imposibil. Doamne, dar cum să îmbătrânesc atât? Mamă, unde ăla, uitați-vă, unde ăsta stau, băiți. Eu, șeful, ți-am zis să lași pastilele alea, vine de-a drept, cred că vine ce zice tu, că sunt vitamine. Ălea de somn. Nu știu de ce le luai. Am zis că mă duc și eu la sală, pac, proteine în mine. Steroizi și uite. Băi, steroizi, dă-ia. Doamne, am luat pastile greșite, steroizi, de îmbătrânire, ce ai luat? Nu știu. Ce felicitați că vine doctorul acum și vă ajută, că am văzut că vine cu elicopterul. Câți ani simți că ai, bă, șeful? Cam așa după simțiri. 70. Mamă, ce bătrân, șeful. Șeful, dar dacă se întâmplă ceva cu matale șeful, să presupune, doamne, feriu să nu se întâmple nici dacă este și mai bun, doamne. Șef. Cine vă ia loc cu domnul șef? El. La unde aici, ok, am înțeles. Mă, nu vreau să fiu nepoliticos sau ceva, dar se pare că nu prea mai puteți, înțelegeți și na. Noi... Da, bă, dar nu știu, așa dintr-o dată. Chiar ați văzut că l-am căutat toți pe bebe? Să mere să-l omorâm. Și m-am trezit și am rămas așa. Așa e bătrânețea asta, odată vin, nici nu-ți dai seama cum trec anii. Ce drecu că avem 27 de ani. Firii și mermânii bătrâni și mâine mult. Așa e via. 27 de ani aveam. De pușcărie. Și-a peste noapte, urât. Nu știu. Cred că pastilele alea de le luai tu de somn, șeful. Vine vreme medic. Da, mă, vine, ia să văd. Auzi-l. Ai băgat ceva substanțiu? Uite-l. Vine elicopterul. Păi știi că, uite, și noi aici ce asta avem. Da. Domnul de la Smurti spui că nu poate să-și revină niciodată. Hmm? Mergeți, colegii, înăuntru, că vin și eu imediat. Mergeți înăuntru. Ok. Dați-vă că nu mă mai opresc. Haideți înăuntru, șeful, mergeți înăuntru, șeful. Dați-vă că nu mă mai opresc. Vreau să vorbim și mă. Da. Păi, domnul, puteți pleca? Nu, lasă că e cu mine, lasă-l pe. Păi, vreau să-i spui că mai are câteva zile și moare. Să-și facă planurile pe aici că e prea bătrân și are o poți să-i zici așa, că ai o îmbătrânire galopantă și că trebuie neapărat să-l rezolvă că mai e câteva zile. Să-i spui să-și caute loc de vechi, să-și ia sicriu, să-și ia de toate că moare, da? Bine. Te rog frumos, mersi. Bine. Hai, șeful, haide că vin domnul doctor. Haideți, domnul. Vrei să te întinzi undeva pe pasau aici să te consulte?
Haideți aici în spate, șeful, în spate, că nu prea aud în casă. Da, da, hai afară dacă nu se aude în casă. E cam bine antifonată casa. Vă întindeți pe iarbă undeva sau unde? Da. Mamă, dar ce se mă întind aici pe iarbă. Domnul medic, vedeți că e cineva acolo în spate și vă caută. Cine? Uitați-vă, mergeți până acolo la gard. Să le zic și eu ceva la băieți. Băieți, dacă face ceva, vreau să-l omorâți. Ce să facă șeful? Ce să facă că l-am puși? Doctorul salvează vieți, bre. Domnul, doctorul a venit. Doctorul a venit pentru consultație. Bine, cum zici tu? Colegii, aveți o apă. Hai, domnul doctor, haideți. Faceți o consultație. Domnul șef, lungiți-vă jos frumos, stați acolo jos. Mersi, mersi. Dacă aș putea și eu să știu cum îl cheamă pe domnul? Pai. Ce a pățit, domnul, ca să știu o chestie exactă? Domnule, nu știu ce a pățit, am bătrânit așa. Mă cheamă Ionuț? Iartă-mă, dă-co șeful ca să te pregătesc. Ce-a catată bomba, leu? Gata, domnule, calmați-vă. Aoleu. Nu mai dați în el șeful. Haideți, vă rog, domnul, că mă ia molat rău cu leșinul cât de toate. Domnule, dacă mă întrebați cu mine, așa după verificările mele, 2 minute. Ziceți, domnul doctor, ce s-a întâmplat? Deci, ok? Deci o să vă citesc direct un pic definiția. Și prima oară să-l scanez un pic pe domnul ca să fiu sigur că este ceea ce cred, da? Sigur. Ce zice ăsta, mă, frate? Sper să nu zică. Așa. Deci, aici avem un scanner, această tabletă, care îmi arată fix ce are. Aici, dacă pot să vă spun, are un fel de îmbătrânire, așa că nu știu fix cuvântul. Îmbătrânire peste noapte sau ce? Este o îmbătrânire și nu vă mai pot da mai mult de 2-3 zile. Aoleu! Aoleu, șefule! Să vă duc la spital și o să încerc să facem ce putem, da? Nu, domn, eu vreau să rămân cu băieții mei cât mai am 2 zile, 3 zile. 2 zile, poate să vine și acolo, vă aștepta afară și o să pot să fac tot ce pot. O să vin pentru un tratament, poate peste 2 zile, dacă le mai apuc, Doamne ajută. Păi, dacă veniți acum, o să putem să vă ajutăm să fiți cât mai bine. Mâine, domnul, mâine. Păi, mâine, problema este că poate mâine o să mai își facă efectul tratamentul. Dacă mergem acum cu elicopterul, o să aveți mai multe șanse de supraviețui. Altfel, nu, dacă... Domnul, nu. Deci, domnul, mai are câteva zile și moare, păi ce să facem, să-i pregătim groapa și sechirul și ăsta, domn doctor? Așa, nu vorbește urât așa. Trebuie să fim pregătiți, șeful, trebuie să fim pregătiți. Nu, șeful nu vrea să mori. Are dreptate, sincer. Colegul dumneavoastră are un pic de dreptate, dacă nu vă luați tratamentul la timp, se va duce. Bine, domn, uite, putem să mergeți la spital și o să vin eu, o să mă aduc băieții și o să facem un tratament. Acum că vreți, vă iau pe toți cu elicopterul majoritatea. Mergem aici, în oraș. Eu vreau un pic să vorbesc cu ei, să mi-a rămas bun. Vreți să mă dau mai acolo? Da, vă rog. Băieți. Da, puteți, da, așa, stați aici toți în cur. Să vă zic și o poveste. Aveni, ai pus tricul din alea? Ei, băieți, toți mi-ați fost ca niște copii. V-am iubit pe toți și mi-ați fost dragi toți. Și chiar îmi pare rău pentru ce v-am făcut, dacă v-am supărat vreodată. Dar să știți că de acum domnul Cristi o să fie liderul vostru și o să conduc în continuare Mafia Plotz și o să mergem peste Bebe Moise. Bravo, bravo, să-l omorâm pe nemernic. Bravo, să-l omorâm pe nemernic, bravo pentru nou lider, bravo, bravo. Mulțumesc, băieți, dar este prea târziu.
scuzați. Da, domnul, haideți să mergem. Haideți și voi, băieți. Vreau să vorbesc și eu cu domnul care a făcut apelul. Aș vrea să vorbesc. Da, eu. Veniți cu mine. Urmați-mă. Vin și eu? Nu, doar eu cu domnul care a făcut apelul. Domnul șeful. Da, domnul, plătesc pentru șeful, nu-i problem. Plătesc oricât, domne, da, sigur. Miliard. Dumneavoastră vrea să dea colțul. Exact. Fii atent, dacă ai putea, gen, să prăbușești elicopterul. Păi, da, dar îmi pun și viața mea în pericol. Da, eu o să vin și o să te iau pe tine și te duc la doctor, înțelegi? O să iau și un elicopter sau de aici. Dacă vreți, puteți să facem cumva să-l împingem din elicopter. Nu merge, trebuie să sar tu din elicopter. Eu voi fi în spatele vostru, după ce sari. Și lasă-l pe el să se prăbușească. Haide, că te ajut eu, te iau și te duc la doctor. Bine, dacă ziceți. Am încredere în tine, da. Și îți dau și bani. Eu am 10 milioane. În preț un pic cunoscut după voce. Eu mai a fost... Ai colaborat cu un domn, Bebe, mai să nu știu dacă îl știți. Uite-te la mine. Eu sunt. Vreau să-l omor pe ăsta, că e dușmanul meu de moarte. Ajută-mă. Cine e Andrei? El e Andrei, da. Ajută-ne și îți vom da bani. Haide, ia-l în avion, ia-l în elicopter, okay, și iau și elicopter. Bine, plătesc, domn, nu-i problemă, cât zice vreau să plătesc pentru tratament. De dolari. Haideți, veniți și voi, băieți. Nu o să încă pentru zâne, rămâne să păzim casa noi. Bine, haideți voi doi atunci. Hai. Ce-a? Te urci astăzi? Hai, dă-i! A fi plecat? Uite că n-a plecat. Una, acum oric, uite. Bă, cum ar fi să tragi și un elicopter, nu? A? Bebe! Taci, mă, un pic, că sunt concentrat. Aici să iasă totul bine, că tu numai stai și te uiți. Dacă tu te vorbi... Taci! Am un sâr din elicopter, mă. Pune-te mai tare. Îți vorbesc foarte tare. Ok. Hai să vedem. Momentul adevărul. Trebuie să sar din elicopter, băiți. Nu sare, nu înțeleg de ce nu sare. Țipă tare să sară. Țipă, bă, la el să sară. Sar, bă, sar. Păi unde dai cu țipi acum? Țipă atunci când îți zic că ești lângă el. Zic eu că vrea să-și ia mai mare asta. Să zice mai... Ia. Mamă, dar face scheme ăsta. Îl plimbă, ce mai va face? Dar nu înțeleg ce face. Ia. Sari, mă. Sar, bă. Haideți la spital, domnule. Sar, bă. A sărit. S-a dus, Bădescu. O supraviețuit, ești nebun, o supraviețuit, bă. Căcat. Ia. Cum s-a prăbușit? Unde s-a prăbușit? Ba nu, bă, fira. Te dai Traga jos și lin... Nu. Eu să-l iau pe ăsta și mor repede. Ia-l pe doctor și ai să mergem. Dă-i.
Păi s-au scos pistolul, bă. S-au prins că noi suntem. Bă, frate, bă. Prea cred la faza asta. Bă, dar n-a căzut elicopterul, bă, nu cădea, bă, nu știu dacă ai văzut, dar a aterizat așa, știu, cred că e din ăla deștept cu autopilot sau ceva, nu știu. A aterizat frumos elicopterul până jos. Și picior. Domnul doctor, mai stiți bine? Unde mergem? Să-l ducem până un doctor la doctor. N-ai voi cu elicopterul în paletă. Hey, watch me. Săracul domn doctor, bă. Domn doctor, rezistați. Da, domnul doctor, da. Ușor, bă, să nu ne băgăm în eolienele astea, bă. Ne-am dus. Adică era să ne dus. Te-ai căcat în tine cum ar veni. Aha. Bă, dar ce încet merge elicopterul ăsta, jur. Aia zic. Poate dacă îi băgăiești roțile, mergeam mai repede. Nu fi să mergem aici la babă să-l ajutăm? Pe cine? Pe doctor. Nu. Ia provizi domnului doctor că îl ducem la spital, ducem la spital că ne-a ajutat. Și îi dăm și 10 milioane, eu 5 tu 5. Bine, bine, nu-i rău. A ajutat pe la urmă. Zboară, puiule. Zboară, zboară. Așa am avut noi ca să mă fie corcubeu atunci, băieți. Vrei să le faci și nicio de la ăștia de la mamă, vei să nu-ți dea glonț în cap. Pot? Sau să intri în vamă. Ia, ia, ia. Am intrat, gata. Unde am intrat, mă, că nu-i nimeni? Nu-i nimeni la vamă, bă. Bă, de-i gol oraș sau mi se pare? A, bă, nu. Mai e în pasă. Bă, ea tragă, gen, că tragă noi aia. Cine, mă? N-ai văzut că o trasă noi? Nu. Ăia cu mașina McQueen. Roțile, bă, roțile, roțile. Gămea și picior. Cât de liniștit trebuie să pui-o din asta. Ce? Cât de liniștit trebuie să pui-o din asta jos. Doctor. Hai, adu-l încoace. Doamne, ce bomba lăbici, mă. Hai, adu-l înăuntru. Hai că duc. Hai, liniștit, domn doctor. Se speam mai bune cum ar veni. Ați revenit, domnul doctor? Stai să vă dau partea mea de bani, domnul, că ne-ați ajutat. Domnul doctor, ați fost un erou. Dacă n-a ieșit ca lumea, dar... Poftiți 5 milioane aici. Auziți, dacă permiteți puțin limbi străinei... Mulțumesc. Dacă permiteți puțin limbi străinei... Zi. Vreau să spun, Ricol, că gen, te urmăresc de vreo 2 ani. Și vreau să te întreb când poți să-i iei videoclipul. Ești ca fratele meu, ăsta apare duminică. Nică, mersi. Te pup. La amândoi. Mersi de ajutor. Cu plăcere, oricând. Salut, te pup. Hai să mergem. Trebuie că poliția română. Băieți, ce să zic, mă? Ne-am bătut, ne-am întors, ne-am dus, ne-am făcut și acum s-a terminat cum ar veni. Împușcați-i, împușcați-i. Bă, pericol, pericol, m-auzi? Împușcați-i, boss.
Ce să zic, băieți, cam asta a fost episodul. N-am reușit să, eu aș fi vrut să văd o explozie acolo cu elicopterul, dar v-am zis, nu toate lucrurile ies așa cum vrem noi tot timpul. Aș fi vrut să fie aproape mor Bădescu sau chiar mor, dar oricum trebuie să ne gândim la faptul că el este bătrân în momentul de față și nu cred că o să mai poată duce chiar așa mult timp, din punctul meu de vedere. Dar rămâne de văzut. Vă salut pe toți, nu uitați că am 3 canale de YouTube, Pericolul ăsta de gaming, Pericol Vlog de vloguri și mașina mea se numește, este de cu mașini, îl dai seama. Vă pup pe toți, nu uitați să-mi dați un follow pe Instagram, Pericol Gaming, pe TikTok Pericol Gaming și pe Facebook Pericol Gaming, pe Twitter și pe ăla nu mai zic că sunt prea bătrâne pentru voi. Vă doresc o duminică plăcută în continuare și cred că astăzi o să facem recrutările. Așa că o să vă aștept la casă undeva pe la 8, 9, 10, nu știu exact pe la ce oră. Pe la 8 cel mai probabil. Vă pup și hai să strângem 1000 de like-uri și la acest clip. Cine? Nu dă like și subscribe! Ce? Mama lui e tata lui! Potriviți țarii?